Patericul egiptean. Fericitul Antonie povestea: un an întreg m-a rugat să mi se descopere locul dreptilor și al păcătoșilor și am văzut un mare uriaș care ajungea până la nori. Era negru și avea mâinile întinse până la cer și sub el se afla un lac, având măsura mării. Și am văzut suflete zburând ca niște păsări, și cele ce zburau deasupra mâinilor și capului uriașului se mântuiau. Dimpotrivă, cele ce erau prinse de mâinile lui cădeau în lac. Și ajunse la mine un glas care zicea: aceste suflete pe care le vezi zburând mai sus de acela sunt sufletele dreptilor, care se mântuiesc în rai, iar celelalte sunt atrase în iad, urmând voilor trupului și ținerii de minte a răului. Zisa Ava Antonie: părinții cei de demult, când mergeau în pustie, întâi se vindecau pe ei înșiși și, făcându-se doctori aleși, vindecau și pe alții. Iar noi, ieșind din lume, mai întâi de a ne vindeca pe noi înșine, îndată începem a vindeca pe alții și, întorcându-se boala asupra noastră, se fac nouă cele de pe urmă mai amare decât cele dintâi. Evanghelia după Luca, capitolul 11, cu versetul 26. Și auzim de la Domnul: doctore, vindecă-te mai întâi pe tine însuți. Luca 4:23. Ați ascultat versetul 2 și 3 din Patericul egiptean. Iisus cu voi.